În numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Către tine, frate, mă îndrept și mă gândesc, iată cum se împlinește cuvântul dumnezeiesc. Dumnezeu a zis, nu-i bine ca unul singur să fie, hai să-i facem un tovarăș care să-i fie soție, ca apoi, în a lor viață, să urce spre biruință. Deci, în câteva cuvinte, vreau să spun a mea dorință. Tu, iubite, frate mire, ține minte sfatul meu, nu uita în ta viață că ești fiul de Dumnezeu. Și de astăzi înainte, ai o sfântă datorie, tu să-i fii bărbat în toate față de a ta soție. Ea, desigur, de tovarăș, dar cu ea o frate dragă, să te porți întotdeauna ca și cumva să mai slab. Ea nu ți este servitoare, doar un simplu ajutor, potrivită pentru viață, deci nu-i fi judecător. De se întâmplă să-ți greșească, fără ca să fii știut, stai puțin și te gândește, amintește-ți de trecut. Ai greșit și tu, deci iată, bine e să nu uităm rugăciunea care spune, iartă-ne precum iertăm. Nu că ta să vezi întrânsa, doar virtuțile divine, ci acestea, frate dragă, ca tăi întâi la tine. Nu îi spune vorbe aspre, nu îi răspunde înțepat, fii model, dar fii și sincer, fii creștin adevărat. Nu lăsa ca adevărul să-și găsească în tine loc, iar de vorbă de ispită, fugi de ea ca și de foc. Tu, de astăzi înainte, ești legat de-a ta mireasă, nu cu funii împletite, din fuior sau din mătasă. Nu mătasă vă atrage, ci iubirea ce vă leagă, nu pentru o zi sau două, ci pentru o viață întreagă. Deci, viața ta întreagă, dăruită fie ei, credincios fie totdeauna, fie anii buni sau răi, chiar în vreme de încercare, tu să nu dai înapoi, ci uniți la datorie, stați alături amândoi. Tot ce vrei ca ea să facă, fă și dă-te ca model, demnitatea ta păstrează-o, fii cinstit, drept și fidel. Ea se îndreaptă către tine, când de cei dragi se desparte, dar se îndreaptă către tine, tu să-i fii soră și frate. Stați alături de acela care v-a chemat la el și în viața ta oriunde el să-ți fie ca model. Și împreună cu soția și alături de Iisus să aveți orice bucurie și aici și în ceruri sus. Amin. Slăviți să fie Domnul!